pocăinței te-a arătat, Preacuvioasă Maică Maria, că din roaba diavolilor prin păcat, Înger al Luminii te-ai arătat și pe cei mai nevoitori pusnici ai întrecut. Iar acum cu cetele cuvioșilor îi cânți lui Dumnezeu. Aleluia! Preacuvioasă Maică Maria, mult folositoare. Neputincios este cuvântul, iar mintea nu poate să priceapă dumnezeiasca lucrare ce s-a făcut cu tine, Preacuvioasă Maică Maria, că din prăpastia păcatelor a ieșit îndată și din izvorul vieții ai fost adăpată, cântând cu bucurie în Duhul Sfânt. Aleluia! Cu adevărat este taina întoarcerii tale din căile pierzării la viață sfântă și curată, prin nevoințe mai presus de fire. Dumnezeu, cu marea sa milostivire, în cerească lumină te-a îmbrăcat, pentru care noi cu lacrimi într-o smerenie a inimii te lăudând zicând. Bucură-te, nedejdea mântuirii păcătoșilor, bucură-te, nesfârșită bucuria creștinilor, bucură-te, a fecioarelor trezire, bucură-te, a noastră către Dumnezeu fierbinte rugătoare, bucură-te, a părinților cu cernici bucurie, bucură-te a tinerilor înțelepciune, bucură-te a celor primejduiți izbăvire, bucură-te ocrotitoare celor ce trăiesc în feciorie, bucură-te cerească nepătimire, bucură-te a celor ispitiți răbdare, bucură-te a noastră către Domnul fierbinte rugătoare, bucură-te Preacuvioasă Maică Maria, mult folositoare. Bucură-te Preacuvioasă Maică Maria, mult folositoare. Preacuvioasă Maică, din osârdia ta cea dumnezeiască, să scap de întunericul patimilor și să laud din inima faptele tale cele prea frumoase, cântând Domnului într-o bucurie. Aleluia! Și cu dragoste ai alergat către Hristos, urmând calea de întoarcere a păcătosului în pustiile cele neumblate, mult nevoindu-te și poruncile dumnezeiești împlinindu-le, pentru care noi cu smerenie și cu lacrimi te lăudăm. Bucură-te-a nevoitorilor prea minunată cunună, bucură-te-a aceea, bucură-te ceea ce dăruiești sfaturi de taină, bucură-te odrăslirea duhovnicească a pustiei, bucură-te focul dumnezeiesc al râfnei, bucură-te tainică lucrarea mântuirii, bucură-te când îndemn la pocăință,
Bucură-te, alungarea deșertăciunii lumești! Bucură-te, făclie nestinsă a pustiei! Bucură-te, izgonitoarea patimilor omenești! Bucură-te, a sufletelor creștine luminare! Bucură-te, fulgerul care arzi duhurile satanei! Bucură-te, cetate neșefuită a credinței! Bucură-te, preacuvioasă Maică Maria, mult folositoare! Bucură-te, preacuvioasă Maică Maria, mult folositoare! Lăudând nevoințele tale, îl slăvim pe Dumnezeu, Cel ce te-a învrednicit să fii mijlocitoare pentru noi, care-ți cântăm, bucură-te înțelepciune duhovnicească, bucură-te ambrozie dumnezeiască, bucură-te flacără serafimică, bucură-te rugăciune întraripată, bucură-te smerenie adâncă, bucură-te, înger cu fire omenească, bucură-te al nostru dar ceresc, bucură-te, credință desăvârșită prin faptă, bucură-te, Maică de Dumnezeu fericită, bucură-te, cuvioasă Maria de Maica Domnului mult iubită, bucură-te a noastră mijlocitoare, bucură-te a inimilor mângâietoare, bucură-te preacuvioasă Maică Maria, mult folositoare. Bucură-te preacuvioasă Maică Maria, mult folositoare. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice părinte paroh, preacucernici părinți, iubiți credincioși, iată în această noapte frumoasă de primăvară am săvârșit Sfânta Liturghie a Sfântului Grigorie, Episcopul Romei, pomenind pe cea care străjuiește această biserică pe Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca și care ne este nouă cea mai grăitoare pildă de pocăință și de îndreptare înaintea lui Dumnezeu. Viața Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca a avut două etape. Mai întâi a fost copilăria. Și în copilărie, iată, mama s-a învățat-o cele bune. Avea botezul, se împărtășise în primii ani ai copilăriei, a rămas însă orfană și la 12 ani a plecat de acasă și a fost cu adevărat pradă tuturor ispitelor și tuturor plăcerilor vieții. S-a îndeletnicit cu tot ceea ce era potrivnic sufletului și vieții sale. S-a lăsat călăuzită de instincte, de tot felul de plăceri. Și iată, timp de 17 ani, viața ei n-a avut nicio rațiune. Rațiunea era dată la spate și instinctele îi călăuzeau pașii vieții ei. A trăit în destrâu, în beție, în îmbuipare, în jocuri, în cântece, atât de păgubitoare. Și iată, a uitat de sufletul ei cu totul, încât viața ei era un fel de iad. Începuse iadul de aici, de pe pământ. Și iată că a venit vremea să se așeze la închinare
semnul Sfintei Cruci, descoperit de împărăteasa Elena și de soldații primiși de Sfântul Împărat Constantin. Atunci s-a îmbarcat și ea într-o corabie. I s-a cerut să plătească. Ea însă că a răspuns că plătește cu trupul său. Și iată ajuns acolo, s-a dus după mulțime, că mulți oameni mergeau la o biserică. S-a dus și ea cu toți ceilalți. Nici nu era loc în biserică, câți oameni mergeau și apoi ieșeau din biserică plini de lumină, bucuroși că au aflat un scump odor. S-a minunat Maria pe chipurile celor ce ieșeau din biserică și s-a interesat ce este acolo. Și s-a spus, este lemnul Sfintei Cruci pe care s-a răstignit Mântuitorul. Atunci a gândit să intre și ea. Dar iată un zid nevăzut a oprit-o. S-a întors și el și-a căutat să intre. Iarăși a oprit-o și oricât se împingea, nu putea să intre. A încercat și a treia oară și văzând că o putere nevăzută de fapt o oprește, și-a venit în sine. Era în pridvor. În pridvor era icoana Maicii Domnului. A privit icoana care parcă o urmărea cu privirea, Maica Domnului o urmărea. A căzut în genunchi. Lacrimile îndată i-au curs din ochii săi. Aceste lacrimi nu se mai opreau. Ea și-a adus aminte cine-i Maica Domnului. I-a cerut iertare pentru tot cât a greșit. Și-a dat seama că nu este vrednică nici măcar să intre în biserică, dar să se închine lemnului Sfintei Cruci. Și atunci s-a rugat la Maica Domnului cu suspine, cu lacrimi, în hohote de plâns, și a spus Maicii Domnului, pentru că mi-ai arătat un semn și Fiul Tău mi-a arătat semnul cel mare, că nu sunt vrednică să intru în biserică și nici să mă schimb lemnului Sfintei Cruci. Iată, păgăduiesc să-mi schimb viața și să nu mă mai întorc la răutățile în care am petrecut. De mă vei ajuta tu, Maică, iar de mă vei face părtașul să mă închin lemnului Sfintei Cruci, voi lua și eu crucea să urmez Fiului Tău. Și iată când s-a rugat și multe lacrimi a vărsat și a făgăduit, s-a ridicat și acum o trăgea ceva înăuntru, nu trebuia să se mai împingă. A căzut înaintea lemnului Sfintei Cruci. S-a rugat stăruitor. A ieșit de acolo plină de lacrimi. A căutat un duhovnic să-i spună greutățile sale. Și iată, după ce a spovedit-o, i-a cerut sfat. Și a spus că vrea să scape de toate răutățile în care a petrecut, să scape de desfrâu, de beție, de lăcomie, de toate petrecerile, de toate gândurile cele întinate. Și atunci călugărul duhovnic i-a spus, de te vei depărta de toate aceste priveliști care te îndeamnă la păcat, poate vei reuși de ești hotărâtă, dar de nu te vei depărta, nu vei putea să lupți cu cel viclean. Și pentru că a văzut cât de mult a prins și cât de mult s-a căit, i-a spus, vreau să merg în pustiu
cum m-ai povățuit. Și dă-mi binecuvântare să iau cu mine doar câteva pâini din care să mă hrănesc și să-mi ajute Dumnezeu la gândul ce l-am pus. Și precum cel ce s-a răstignit pe cruce, a făcut din cruce semn de vindecare și de binecuvântare, iau și eu cu semnul Sfintei Cruci această hotărâre să mă răstignesc și eu cum s-a răstignit cel ce a pătimit pentru noi. Atunci, cu toate că era nevrednică, dar era atât de hotărâtă să-L urmeze pe Hristos, cel ce a mărturisit-o, a și împărtășit-o, văzând căința cea mare și hotărârea de neîntors pentru a se căi necontenit. A plecat spre pustiu. Trebuia să treacă râul Iordanului. S-a rugat. A trecut râul Iordanului și nu s-a afundat, pentru că a primit Hristos căința ei și a lăsat-o să treacă, să meargă unde a hotărât. Și a mers în adâncul pustie și a început să se lupte cu toate patimile. Dar toate aducerile aminte o copleșeau, iar demonii o însoțeau. Îi se arătau un subchip de bărbați, îi aduceau înaintea ei tot felul de mâncări care îl desfătase, îi aduceau muzici în care ea petrecuse, îi arătau diverse priveliști prin care să se ispitească. Ea închidea ochii și își punea mâinile la urechi și se ruga necontenit și se lupta cu cel viclean care a ținut-o în robie 17 ani. Și iată, în lupta aceasta nu s-a oprit nicio clipă și nu s-a lăsat bătută de cel viclean, ci dimpotrivă ea l-a învins pe cel viclean. După 17 ani a căutat Hristos spre ostenelile ei și a trimis pe îngerii săi să alunge demonii, să aibă libertate și bucurie sfântă rugăciune Maria. Și iată, acum n-a mai auzit nimic, n-a mai văzut nimic, dar vedea pe cele înalte și simțea pe Dumnezeu în sufletul și în inima sa și se bucura și nu-și înceta rugăciunea, pentru că era bucuria și desfătarea ei cea mai mare. Își dădea seama tot mai mult câți ani a pierdut cu cel viclean și cum a slobozit-o Hristos și Maica Preacurată din această genunchi a căderii. De aceea, iată, hainele i s-au rupt, pâinile s-au terminat, mai găsea câte o rătăcină în pustiu și era mereu plină de bucuria rugăciunii. Și iată, un bătrân călugăr Zosima, care umblase la mulți nevoitori, să găsească noi nevoințe, să se apropie mai mult de Dumnezeu, să postească mai aspru, să se nevoiască mai mult. Și iată, toate modelele pe care le-a găsit le-a urmat și înaintea lui Dumnezeu a mărturisit: Doamne, tot ce am văzut la pusnicii și vețuitorii cuvioși în toate locurile care se nevoiesc pentru Tine, Doamne, am urmat lor. Oare mai lipsește ceva? Învață-mă, Doamne, de este ceva superior acestor nevoințe pe care le-am învățat. Povățuiește-mă la ce aș putea
să învăț și cum aș putea să mă mai nevoiesc. Și l-a îndemnat glasul cel dumnezeiesc. Mergi în pustie, dincolo de Iordan, și vei vedea acolo adevăratul model de rugăciune și de nevoință. A tot mers în pustiu și a căutat. Și iată, deodată vede un chip de om deasupra pământului, care era în genunchi și a început să strige, cine ești? Iar persoana pe care o vedea rugându-se deasupra pământului i-a răspuns, Părinte Zosima, nu te apropia, eu sunt femeie și nu mai am haine. Mă rog cum pot aici în pustiu, dar hainele mi s-au rupt. De vrei să vorbești cu mine, aruncă rasa și întoarce-te cu spatele ca eu să mă îmbrac și să stai de vorbă cu mine. Și bătrânul părinte a făcut așa și Maria s-a apropiat și a mărturisit viața. Și iată, s-a minunat bătrânul și a întrebat-o, cum te-ai luptat? Și i-a spus că de grea a fost lupta și că de mult a ținut, că Dumnezeu a pus în cântare anii de șertăciuni cu anii nevoinței. Și numai după ce s-a echilibrat cele două talere, deșertăciunile cu nevoințele, numai atunci demonii au părăsit-o și a fost liberă. Și a spus, Părinte, nu sunt vrednică să stai înaintea mea, eu sunt o păcătoasă. Dar te-am văzut, i-a spus Părintele, că ședeai deasupra pământului. Nu știu ce spui. Eu sunt cea mai păcătoasă. Voia să nu piardă darul, să rămână căința, să rămână smerenia. Și a spus, dacă Dumnezeu te-a trimis, Părinte, te rog să mai vii peste un an să mă împărtășești. Și iată a venit Zosima, i-a lăsat atunci rasa, și a venit peste un an și a împărtășit-o. Și a spus să mai vii, că iată te aștept. Și când a mai venit, cum îi spusese Maria, a găsit-o adormită și iată un leu o străjuia. Când a văzut aceasta, zicea bătrânul, ce voi face cu trupul aceste femei sfinte, ca să sap aici în pustiu, în nisip, amestecul neputință. Și numai ce a vorbit și leul îndată a început să sape mormânt și acolo a așezat-o pe Maria cu slujbă și apoi s-a întors și a mulțumit lui Dumnezeu că a arătat mai mare nevoință decât au toți pusnicii. Pentru că Maria și-a frânt inima, și-a biruit patima, a luptat atât de mult, cei din pustii și din chilii n-au avut această luptă, încât Maria pentru lupta ei, Dumnezeu a ridicat-o ca pe un înger deasupra pământului și se ruga acum liber și a mai trăit în libertate încă 30 de ani după ce nevoința luptei a fost mare. Și iată, Maria este pentru noi cea mai încurajatoare pildă de căință
pentru orice om care a petrecut în nepăsare, în lenevire, în patim și în pofte, în beție, în desfrâu, în lenevire, și este pentru noi o mare rugătoare. Iubiți credincioși, pentru că și în vremea noastră mulți tineri pierd calea către Hristos, uită calea către cer, că din cer avem rudenia noastră spirituală. Iată această capelă, curând se va ridica biserica, această capelă are o crotitoare de Maica Domnului, Bună Vestire, dar și Sfânta Maria Egipteanca, ca să fie un imbold pentru tineri exuberanți, care cred că pot să-și cheltuiască tinerețea în deșertăciuni și în tot felul de plăceri vinovate. Sfânta Maria Egipteanca îi cheamă pe ei și pe noi toți la înțelepciune, pe prunci, pe copii, pe tineri, pe vârstnici, pe toți ne cheamă la adevărata înțelepciune. Așadar, se cuvine să luăm pilda de căință, pilda de mărturisire, pilda lacrimilor, pilda luptei în rugăciune. Ea nu s-a oprit în rugăciune de când a început calea către Hristos, de aceea Hristos i-a arătat atâta bunăvoință și atâta dragoste, încât a așezat-o între cei mai mari nevoitori care s-au căit, și ea este cu adevărat, dacă mulți părinți, ca Sfântul Efrem Sirul, Sfântul Isaac Sirul, sunt dascăle pocăinței prin scrisul lor, Sfânta Maria Egipteanca este dascăla al pocăinței prin pilda vieții sale, prin jertirea sa în pustiu, prin nevoința sa, prin dragostea sa nemăsurată față de Hristos, pe care l-a primit în sufletul său și în inima sa prin Sfânta Părtășanie și nu l-a irosit deloc. Și luați aminte, căința trebuie să ne fie mereu la îndemână, să vă împărtășiți, nu des, ci continuu, la 40 de zile. Cine se împărtășește des, nu se mai poate căi, nu are timp de căință. De aceea și Moise s-a căit după ce a luat tablele legii și a spart cu tablele cipțelul de aur, dar apoi s-a suit în munte și alte 40 de zile a postit, se alte table prin mila și ajutorul lui Dumnezeu. Această pildă din Sfânta Scriptură să ne fie mereu la îndemână. Copiii însă se pot până la 7 ani împărtăși și în fiecare zi, pentru că ei sunt curați și Hristos îi iubește și îi cheamă la sine mereu. Iată așadar o noapte de lumină, pentru că am venit să luăm pildă de căință și de mărturisirea păcatelor, să luăm pilda lacrimilor, pentru că lacrimile sunt cele care ne ajută pe noi să ne ridicăm deasupra răutăților vieții acesteia și ne ajută și ne povățuiesc spre calea cea sfântă a lui Hristos. De aceea o rugăm pe Sfânta Maria Egipteanca și zicem: Sfântă cuvioasă Maică Marie, care ai învins și patimile și demonii ai rușinat și ai îndepărtat și toate uneltirile lor într-un nimic le-ai prefăcut, ajută-ne și pe noi să ne biruim pe noi înșine
și patimile, și răutățile, și neravurile, și păcatele noastre, și mijlocește pentru noi să ne ridicăm în fiecare zi din orice păcat am cădea, să plângem și să ne rugăm și mijlocim pentru noi, ne vom întoarce și ne vom ridica ori de câte ori vom cădea, iar pe Fiul lui Dumnezeu roagă să ne primească cum te-a primit pe tine în sălașurile sale, ca să fim împreună cu tine în Împărăția lui Hristos, unde este bucurie, pace și dragoste și viață fericită fără de sfârșit. Amin. Mulțumim înaltea Sfințitului Părinte că a adus această bucurie. Iertați-mă, trebuie să spun că este cea mai frumoasă Sfântă Liturghie pe care am trăit-o aici, în această bisericuță. Sigur, cred că este evident de ce, dar dincolo de aceasta s-a simțit în chip minunat prezența și a rugăciunilor dumneavoastră, a frăților voastre, dragostea pe care o aveți pentru tătașul acesta, pentru Biserica lui Hristos și pentru slujitori. Vă mulțumesc tuturor, mulțumesc și înaltea Sfințitului și celor care au venit împreună cu înaltea Sfinția sa și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Bucură-te că puterea Sfintei Cruci te-a ajutat. Bucură-te că în ceata preacuvioșilor părinți de cerească lumină strălucesc.